Я сегодня подаю в отставку. Вы знаете, всегда нужно уходить с поднятой головой и никогда не допускать, чтобы кто-то обвинял меня там или представителя нашей команды, что кто-то держится за власть. Tată țară, fascism, băr, dar noi să ne numărăm comuniști, nici iasnă, nu ține de noi. Noi întotdeauna eram Красное Знамя și вперед. Da, trebuie. Deci, în momentul în care ei intră în clasă și interacționează cu copiii și pun sub risc sănătatea copiilor și a familiilor lor, atunci ei trebuie să vaccineze. Dacă ei nu vor să vaccineze, atunci trebuie să-și găsească altă ocupație. În ultima perioadă, Ziarul de Gard a obținut mai multe informații, precum că unii moldoveni sunt gata să cumpere un certificat de vaccinare decât să facă vaccinul anticovid gratuit. Noi am decis să verificăm dacă aceste informații sunt adevărate și iată că, eu fiind vaccinată în România, în luna mai, dețin un certificat de vaccinare moldovenesc după ce am fost vaccinată fictiv de către un cadru medical. Salutare! Toamna a început destul de ferbinte, în special pentru profesori. Autoritățile din sănătate au stabilit că cei din învățământ fie se vaccinează împotriva COVID-19, fie vor face teste din cont propriu, odată la 14 zile. Decizia a nemulțumit serios angajații din sistemul educațional, iar prim-ministra Natalia Gavrilița le-a recomandat profesorilor să își caute altă ocupație dacă nu vor să se vaccineze. Deci, în momentul în care ei intră în clasă și interacționează cu copiii și pun sub risc sănătatea copiilor și a familiilor lor, atunci ei trebuie să vaccineze. Dacă ei nu vor să vaccineze, atunci trebuie să-și găsească altă ocupație. Ulterior, aceasta a spus că regretă declarația făcută în cadrul unei emisiuni televizate și că profesorii au dreptul să refuze vaccinarea și să continue predarea în clase atâta timp cât dovedesc cu regularitate că sunt negativ la testele COVID-19. Iar Ministerul Economiei analizează introducerea unor restricții suplimentare în sectorul Horeca, în contextul pandemiei de COVID-19. Mai exact, se propune ca accesul în restaurante și baruri să fie permis în baza certificatului de vaccinare împotriva COVID-19 sau a testului negativ. O propunere salutabilă, doar că noi ne confruntăm cu o problemă serioasă și anume falsificarea certificatelor de vaccinare. Ziarul de Gard a reușit să facă rost de un certificat de vaccinare valid, cu un ser care nu a fost administrat, contra sumei de 4.000 de lei, într-un sat din Șoldănești. Bună ziua, Johnson! Am înțeles că vreți și tot cu dotația acela, că ea cu Johnson? Da, care de dată. Una, să nu ne mai ducem de două ori, da. Apa, asta. Apa, am spus că nu, ne-a zis că toate detaliile la dumneavoastră. Două. Costă două de suliadări. Ceea ce vine din sat, eu înregistrez, da. Dar noi aici să facem o certificate la stânga, la dreapta, cred că nu e posibil de așa ceva. Eu răspund doar de când sunt eu în instituție. Ce a fost în trecut, eu nu răspund, eu nu știu, n-am fost în instituție ca să monitorizez atunci situația. Eu sper că colegii nu au făcut lucruri murdare. În ultima perioadă, Ziarul de Gard a obținut mai multe informații, precum că unii moldoveni sunt gata să cumpere un certificat de vaccinare decât să facă vaccinul anticovid gratuit. Noi am decis să verificăm dacă aceste informații sunt adevărate și iată că, eu fiind vaccinată în România, în luna mai, dețin un certificat de vaccinare moldovenesc după ce am fost vaccinată fictiv de către un cadru medical. Pentru că unii recurg la astfel de șmecherii sau nu se vaccinează, iar în consecință situația epidemiologică se înrăutățește, cetățenii Republicii Moldova riscă să fie limitați de a călători în unele state ale Uniunii Europene, o spune ministra sănătății Alena Nemerenko.
În curând, deci dacă vom avea un așa comportament și cifrele noastre vor crește, noi vom fi incluși în zona galbenă și nu vom mai fi în zona verde pentru Uniunea Europeană. Noi am primit deja o atenționare, deci ultima dată am fost introduși cu un credit de încredere mai mare. Noi depășisem deja acel prag de număr de îmbolnăviri la 100.000 de populație, dar am fost lăsați totuși în spațiul verde și o să avem limitări de circulație spre UE. Deoarece la noi numărul îmbolnăvirilor crește, oamenii sunt irresponsabili, o parte sunt foarte disciplinați, noi trebuie să ne mobilizăm. Zile fierbinți și pentru fugarii din țară. Biroul Național Interpol de la Chișinău a cerut organizații internaționale să-i anunțe în căutare pe controversatul om de afaceri Viaceslav Platon și pe liderul Partidului Pace Gheorghe Cafcaliuc, ambii fugiți din Republica Moldova după scrutinul parlamentar din 11 iulie. Cei doi au fost surprinși în Londra. Ba mai mult, Cafcaliuc și-a deschis la 1 septembrie și o firmă în Marea Britanie, folosindu-se de pașaportul său românesc. Tot în această săptămână, noul șef al delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a ajuns la Chișinău pentru a prelua oficial postul. Diplomatul leton și-a anunțat prezența în capitala Republicii Moldova prin intermediul unei fotografii de la Aeroportul Internațional Chișinău, publicate pe rețelele de socializare. Aștept cu nerăbdare să colaborez cu oamenii și instituțiile din țară, spune acesta. Iar Renato Usate a plecat oficial de la primăria municipiului Bălți. Acesta a organizat joi o conferință de presă unde a venit la raport în fața localnicilor. Decizia lui Usate de a-și depune mandatul de primar vine după eșecul suferit la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Я сегодня подаю в отставку. Вы знаете, всегда нужно уходить с поднятой головой и никогда не допускать, чтобы кто-то обвинял меня там или представителя нашей команды, что кто-то держится за власть. Să plece de la șefia partidului se gândește și liderul comuniștilor Vladimir Voronin. Schimbarea conducerii urmează să se ia la întrunirea Congresului. Toată țara face schimbări, dar noi să ne numărăm comuniști, nici iasnă, ei nu ține de noi. Noi întotdeauna eram Красное Знамя și вперед. Da, trebuie, eu cred că să fiu înțeles de organizațiile teritoriale de partid și să fiu înțeles de comuniști. Începând cu 1 septembrie, Ucraina menține restricțiile privind traficul mașinilor înmatriculate cu numere transnistrene, lucru care a nemulțumit așa numiții șefi de la Tiraspol, dar și pe oficialii de la Moscova. Așa numitul lider de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a venit chiar și cu o solicitare către autoritățile de la Chișinău, ca să convoace în ședință grupurile de lucru comune pe problema transportului, în legătură cu decizia Kievului. Iar autoritățile de la Moscova califică decizia drept un pas revoltător și afectează interesele tuturor localnicilor din regiune. Iar procurorul general Alexandru Stoianoglu a trimis o nouă scrisoare președintei Maia Sandu și conducerii Parlamentului și Guvernului, în care propune un mecanism de conlucrare cu autoritățile publice centrale pentru combaterea corupției la nivel înalt. În timp ce procuratura se ocupa de redactarea scrisorii, președinta Sandu a promulgat legea procuraturii, care se referă, în principal, la introducerea unor mecanisme de evaluare a activității procurorului general, cu posibilitatea eliberării din funcția acestuia. În continuare, Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, rămâne în arest în penitenciar, acesta fiind unul dintre figuranții dosarului fostei direcții 5 a Ministerului Afacerilor Interne. Valeriu Cojocaru, șeful inspectoratului de poliție Bălți, împreună cu Dorin Damir, finul de cununie al lui Plahotniuc și Ion Cojocaru, un angajat al poliției de frontieră, sunt vizați în cadrul unui dosar ce privește activitatea angajaților fostei direcții 5 a Ministerului Afacerilor Interne, acțiunile cărora sunt cercetate prin prisma a 5 componente de infracțiune, și anume abuz de serviciu, delapidarea averii statului, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice. Toți trei se află în arest preventiv la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, iar fostul ministru al apărării, Alexandru Pânzar, figurant și el în acest dosar, a fost eliberat din penitenciar la 25 august și plasat în arest la domiciliu. Că tot veni vorba de Plahotniuc.
Ghenadie Sajen, fostul administrator al companiei Fimpar Invest, firmă controlată de Plahotniuc, a fost eliberat din funcția de auditor intern principal în cadrul Agenției pentru Supraveghere Tehnică. Și directorul Agenției de Investiție și Plăți pentru Agricultură, Vadim Curmei, și-a anunțat demisia, iar Sergiu Burduja a plecat de la șefia serviciului Vamal. În același timp, Eugeniu Rurac, procuror care a instrumentat mai multe dosare de rezonanță, printre care și dosarul Metal Feros și care în 2020 și-a prezentat demisia din organele procuraturii, a fost angajat în cadrul Serviciului de Informație și Securitate. Purtătoarea de cuvânt a serviciului ne-a confirmat că Rurac deține o funcție în cadrul serviciului, însă nu poate să ne spună ce funcție deține ex-procurorul, întrucât această informație este secret de stat. Iar Adriana Bețișor, fostă șefa adjunctă a Procuraturii Anticorupție, va cumpărea pe banca acuzaților pentru trei capete de acuzare, și anume corupere pasivă în proporții deosebit de mari, abuz de serviciu și amestec în înfăptuirea justiției. Bețișor nu și-a recunoscut vina în acest dosar, calificând ancheta împotriva ei drept făcătură și o răzbunare. Ea mai spune că toate acțiunile sunt încurajate și sprijinite de procurorul general Alexandru Stoianoglo. Conform anchetei, faptele infracționale incriminate acesteia ar fi fost comise în anul 2018, atunci când Adriana Bețișor, activând în calitate de procuror, ar fi pretins de la un condamnat 50.000 de euro pentru a-și retrage acuzațiile în dosarul aflat atunci pe rol la Curtea de Apel Chișinău, în care Ruslan Doboș, fost director financiar adjunct al companiei Asito, fusese condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de delapidare a averii străine și spălare de bani. Tot în această săptămână s-a constatat că președinta Maia Sandu a semnat decretul privind rechemarea din funcție a ambasadorului Republicii Moldova în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuc, fost deputat al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova. Atât pentru această săptămână. Dacă vă place ceea ce facem noi, ne puteți aprecia cu un like, un share sau devenind patron pe patreon.com. De asemenea, puteți beneficia de ziarul nostru accesând abonare.md. Numai bine!